Bună ziua, prieteni! Ce credeți? Am revenit-o cu murături. Cam toată luna o să vedeți numai murături. Nu e așa, mamă? Da. Uh-huh. Da. Sunt posomorâți oameni. Da, prieteni, punem borcanelele astea frumoase și să terminăm o dată. Păi spune că ți-a rămas și ai mai făcut o chitură. Astea au fost și-a mai rămas și am făcut o chitură mai așa, mai, pe stil țigănesc, cu bucăți mai mari. O tot la bară. Da. Când mănânci o bucată din asta de gogonea să se simtă. Două borcane mari și două de-ale mici trebuie să ducă lumina în braț. A, să le iau eu? Deci o să-mi dea mama zestre și un borcan din ăsta de tochitură din asta, așa. Stai să-mi iau și o... Nu mai am filmat, nu mai am pus cravata la mine. Ia. E gata, se vede? Nu știu dacă se vede. Fix albina mi-a picat în supul ăla care... Cum să mai beau? Păi ce, dar albinele sunt sănătoase. Atunci mănâncă. Păi nu, o mușcătură de asta de albină face bine. Face sau? Albina e jumătate și... La aromatiz. Păi și el n-a. Mă duci cu pâine din aia să mănânc nemeșu. Nu o să te îmbolnăvești. Romantismul din... Stai că aduc. De unde vine? Sunt la cap. Ia-i mișurile, hai treci la masă. Ce blu. Reluăm. Mai treci odată. Mai treci odată. A trecut prea repede. Vrea să apară și el pe vlog și s-a prefăcut că trece așa. Da. Ia mișule, uite. Am văzut că filmezi invers. Că uite, termină partea asta. Păi iasă. Au. Haideți că a apărut și el. Hai, bine. Bine. Mă, stai că îmi trebuie ceva. Transmit ceva la fanii lui Bubu. Să-l mai lasă și acasă. Da? Îi bag eu două înghițe aia, dar îi dau ca ghiță din gură. Nu, are chiboț, are un alocat de așa de ușor. Îți rup mâna. Da. Păi ce, când am dat, mi-a rup mâna, nu mi-a rup. Ai dat? Ai dat? E normal. Nu mă lasă fanele. Aici. Cum se numesc astea? Legume marinate? Păi da. Tu ți-am spus, bagă unul mic și unul mare. Mai mic, ăla rămâne, nu cred că poți să-l umpli pe ăla. Nu, mă. Ce vlog interesant. Lasă cu vlogurile mele așa. Ce vrei? Eu sunt, îmi faci tu.
Eu ce fac? Pui pe mine, zici că mă măriți nu știu pe unde. Mă duc la Leon. Să nu pleacă. Vorbește pe vlogul tău despre asta. Bine. Mă duc să fac un clip. Du-te, nu mai spune ce mă interesează pe mine? Bine. Dar să nu dai după cu papul cu cap. Păi nu, că știi pe mine. Leau pe nemici cu mine. Îmi cer scuze pentru sunetul ăsta. Nu vrei nemici. N-am vrut complicat. Prietene, astăzi facem sarmale, să vă spun. Ai mai spus de două ori? Când am spus? Am spus? N-am spus, eu nu cred că am spus de sarmale. Aia mă, mamă, ce n-ai bani, că nu-s nebun. E, o să, nu. O să le vedeți pe toate canalele. N-a spus lumina, dar nu-ți spus că vă sarmale. E, vedeți? Eu pun acum. Tu ai zis? Ai zis. Mama face sarmale. A, a, a. A, vedea, mâncați acolo, că e de bine. Da. Am zis că vlogul meu, nu? Da, da. Așa. Sunt sărace? Sincer, n-am gustat. Auzi. Ce ai făcut până acum? Ce bucătă? Mamă, n-am gustat. Ce face fratele meu, mă, de nimic, pirigă? Au, băi. Fătură. Eu-s neprăjit. Păi, să știi că zi amă n-ajunge. Mai bagă ghinaia. Dacă te-am văzut cu ATV-ul acolo. Băgăm ghinaia? E mult. Uite, mai rămâne aici un borcanel. Mai de amici. Hai, vin la mine. Mi s-a înfăierit pe un cap. Suflă vântul. Vreme posomorâtă. Ce vor? Toamna. Am înțeles că a luat ies. Octombrie. Am înțeles că a luat ies. Octombrie. Octombrie. Hai, când termin, sună-mă tu de rău, poate uite. Dar sună-mă. Luna asta e ziua mea, să văd ce-mi face mama cadou. Uite, bună tu-i. Păi, dar voi ce mi-ați făcut la ziua mea? M-ați făcut, m-am plânge, m-am blestemat. Am zis, eu? Stai, stop. Nu, tu mi-ai adus tortul. A, și din cauza cui s-a întâmplat plânsul ăla? Și din cauza cui am plecat de acasă? A? Da. Păi, omul să nu facă. Dar ce am făcut, mă? Ce am făcut? Nimic. Dar nu ai treabă, mama, ai treabă. Mai bine ia duce tu unde ai treabă, că ia să-ți revin cu vlogul meu la sarmale și când nu o să fie lume pe aici care bate apropouri și vorbește aiurea, să nu le-a somnul la masă. Am apucat de sarmale. L-am găsit, neamișule. Ce de aici, în centru. Da. Pierdusem câinele, prieteni, plângea David. Când varză? Să-mi treacă în dracii. Hai, da, mă, mărgule. Cuciu. De ce mi-ai pus aici, Carmen? Am mărgule, da. Nu mă supărași tu. Hai să dau o. Dă-i de acolo, neamișule, dă-i de mâncare. Vezi că e pe masă. Uite mâncarea pe masă, neamișule, dă-i. Să neacă, neamișule, că e mic. Facem sărmăluții. Ce sărbătorim, mamă? Ce sărbătorim? Ziua ceartei. Apoi ceartă e aici pe fiecare zi. Da. Ce e? Sfânta duminică.
Neamișule, ia gustă matale din sarmalele astea, cu matalele ai. Nu fost sarea foarte sărată. Ce-a fost? Sarea foarte sărată. Sarea foarte sărată. Bine, a fost sarea foarte sărată. E din... Da. Varda, varda, neamișule, mă zăpăcirăți. Mă zăpărci și Bubu și tot. Cum poți să mănânci carne crudă? Și înaintea mea. Îmi treabă pe mădărică. Cum e? Se face bună. Bună? Bună. Cum poți să mănânci carne crudă? Păi m-am anus că fata mea din bucătărie. Mă ținam după puțaie și mâncat și perișoarele și chitele. Serios? Serios. Da, de mic copil mă duc. Că era catabil. Și am plăcut. Da. Neamișule, oprește becurile. Așa e și gust. Oprește becurile. Nu m-a luat. Ia vezi. Eu l-am avut, m-am dus în multe băia. Și suflă vântul. Așa e, corect. Care e o rară cum o să. Da, așa e sală. Eu. Cu câinele. Așa, cu câinele. Nu ajunge vreo? Fac sarmale și mai mari, și mai mici. Contează. Nu e și părut tot pe afară. Nu mă luam, mă luam. Dacă e varza sărată, sunt bune. Dacă nu e varza sărată, sunt cam dulce. Serios, mai trebuie un pic de sare. Pun sare la carne? Da. Pun un pic de sare de la mâine. Mai pun un pic de sare. Nu de la mâine, nu mai acre. Nu mai bag sare, că e varza sărată. Aia da. O... Nu știți, câte mordeai... Băgaș orez. Câte mordeai, câte obicei. Că așa și doamnele lumina de pe canalul Bubu, că murăturile, că nu le-am făcut bine, că nu mai trebuia fiecare doamnelor, doamne gospodinelor, cum am spus, fiecare face felul lui, cum știe, murăturile, fiecare face și sarmalele. Nu, doamna, am văzut că mi-a lăsat rețeta... care am spus-o eu aseară, nu mai știu. Nu știu dacă e aceeași doamnă, că m-am uitat și nu am văzut foarte atentă. Cu... care am zis, cu 9 linguri de oțet, nu mai știu. Știm și rețeta asta. Știm mai multe, dar asta ne place nouă. V-am spus că la borcanele alea mari n-am mai pus cu măsurătoare de 100 de mililitri. Am pus până la semn. Știm și rețeta aia, dar mama așa le face, așa le-a făcut pe fiecare an fierte. Și am văzut că le place să mănâncă așa cum le fac eu. Da. Nu e cum zice Bubu, că Bubu abar n-are ce zice. Știm că nu se pune și rețete fără conservant. Știm și asta, dar... Sarmale facem. Așa pune mama conservant. Face... Dar nu cu mult, să știți. Creveți cu frumos. Da. Ce vrei să faci? Conservant, nu creveți. Da, bubu așa... Tot o să mai pună mama castraveciuri acri și o să facem și fără conservant. Gogoșar, încă n-am pus, o parte am terminat. Și am pus fasole galbenă la borcan, tot așa. Adică făcută cu prăjeală, cu... Uite am să facem, dacă mai găsim fasole. Mai dă-mi mine varză. Adică făcută cu varză. Prăjeală, făcută de post, bineînțeles. Doar nu cu carne, doamne ferici. Făcută prăjeală frumos, așa ca un fel de tocană, dar lăsată nu chiar să fiarbă, să se...
Să nu mai rămână nimic din ea. Mă înțelegi? Să rămână așa... Cum se zice, mă, păstăile mari? Să rămână așa, întreagă. Da. Și pus în burcan. Păi normal, și iei și fierți carnea când o fii și dai fasolea numai o... Nu, da, și când iarna, când se ține post. Păi da, dar și cu carne vreau să spun. Da. Eu m-am spălat, prieteni, pe cap și am vrut să-mi țin și eu părul și nu mai am rămas cu el, că de-aia nici nu mai vreau să apar. Am ieșit la bucătărie, așa am rămas. Să ne-am supărați. Bubu a nebunit de tot cu păcănelele. Bubu, nu-i convine nimic din ce fac eu, numai ce face ele bine. Da. Facem și salmale. Am terminat cu borcanele. Mai trebuie borcanul ăla mare să văd ce fac, cum fac cu el. Că ăla mare n-are capac. Și trebuie să pun, că am văzut că și o doamnă mi-a scris că să pun crenguțe de vișini. Am zis că mă duc să-l luăm de la mamă. Păi ce, n-avem vișini acolo? Nu e lumină, e cireș. Păi așa nu luăm și punem. Luăm de la bunica mea. E cireș. Am să pun și am să-l sigilez, gata, pe ăla mare. Păi normal. Dar noi l-am pus pentru că să mai vedem, să nu scadă apa, să mai vedem ce mai punem, că încă nu le-am dus în beci. Că trebuie mai văzut la ei, nu că gata, ci că le-ai făcut și gata. Și la sare, și la gust. Că de asta nu le-am dus în beci. Degeaba le faci și dacă n-au gust, ce faci cu ele? Unde primi nemișurile? Pirele, că n-ai luat degeaba. Terminași? De ce n-au luat oamenii ăștia cu noi? A luat lumina doar din tomberon. Păi și aia n-a luat-o. N-a luat-o. N-a luat-o, dar nu știu de ce, că tot... cu noi menager. Am văzut-o în tomberon. Ha? Am văzut-o în tomberon. De ce? Eu nu-i menager. Păi ce nu se spune așa? Menager? Da. Ce tu faci? Dumneavoastră aveți gândul de manager? Manager? Punct. Hai gata. Hai că lasă-mă că cu tine... Tu ești ca taică-tă. Fiță. Eu. Tu cu taică-tă. Ce? Ce? Cine nu te lasă? Păi până acolo ai prins după el. Și săracul dormea acolo cu burta la soare. Lumina de cadegăs. Că s-a găsit să ia după blocul. Lumina face ce am pățat ea. Exact. Da. Nu, că nu e rău să mai înveți o rețetă nouă, da, de exemplu, care scriu doamnele. O rețetă nouă, dar nu da să te-a rețetă. Nu strică. Știi, omul trebuie să învață că trăiește. Știi, vorba da? Nimica nu-i... întâmplător.
Te rog dacă mai înveți ceva, o rețetă nouă și improvizezi. Mie îmi place și la mâncărul să improvizez. Da. Păi ce vrei să fac? Să știi. Bravo, Neamișu. Așa le-am învățat pe toți să facă rânză, pe toți care nu știau. Să bagă limba porcul. Să-l daude cu mâncă pe ucă. Da. Să bage limba cu sârma, vrei să zici, în bândărete, să o tragă cu sârma. Mama e rânzăreasă? Tata m-a învățat. Păi da, mamica mea și tăicuțul meu. Bunicul meu, Iulie, m-a învățat și să leg rânzele. Am avut un tată de milioane care am învățat multe de la el. În rest n-am învățat nimic de la nimeni, dar de la tatăl meu. Eu am făcut, când... aveam niște părinți gospodari. Toți. Când puneau mâna, munceau toți. Când eram mică și venea bunicul meu la mama să o ajute la rânze, că doar el o ajuta, el făcea tot. Nu venea tot. Nimeni. El făcea cârnați, el făcea tot. Și când eram mică, nu scăpau de mine, stăteam acolo să mă uit. A zis fruturica că numai aia ți-a crescut. Și mi-era drag la rânze să fac și eu să alea. Și eu le legam cu bunicul meu. Și el m-a învățat să le leg. Mamă, la rânze, la cârnați, la astea, muream dacă nu mă băgam și eu acolo. Și mai ales să leg rânzele. Mașina, cu nema, turbiau, filar, pielar, gărau. Jap dar dracu de bichinau, de cameră mașina, să de mi-e ca o telefon, o mai e numai de bichinau. Da, mai să hanță. Nu dar o vlog, nu ca o cară de vlog.